De ce e grasul lui bătut până? Că așa hotărât toți. Ai dat start? Am dat start, bă. Să beau un șac cu toți sub bea. Eu nu mai pot, sunt amina cu dum, gata. Hai, bună dimineața, mă, băieți, și bine v-am găsit la Daily cu numărul 5. Mamă, nu vine să cred că am ajuns aici. Când am început treaba asta cu Daily, am zis că, bă, stai să vezi că nu o să reușesc să fac material în fiecare zi. Bine, un pic Daily, o de ieri, un pic mai lame, așa, dar să nu vă supărați pe mine că am avut o problemuță. Dar astăzi am întors cu puteri proaspete, cu forță, suntem la înălțime, până de bunia aia mare, mergem în bootcamp, suntem cu Țanu, a venit să ne ia de acasă, Doamne ajută, mulțumim lui Țanu. Așa se întâmplă în echipa tărtanilor. Frate pentru frate, frate. Mamă, frate pentru frate, frate. Frate pentru frate cu frate, cu fratele deasupra și pe dedesubt și deja iese altceva dacă mai continui pe tema asta. Mergem spre bootcamp, ne întâlnim băieții, încă nu s-au trezit, n-au răspuns niciunul pe grup acolo, nu știu dacă s-au trezit sau nu s-au trezit. Vedem care e situația, aglomerat un pic, dar ce să-i faci, e București, cum să nu-l iubești, e și bine, toată lumea mai pleacă pe acasă, de luni începe școala, nu? Parcă. Da, e luni, e 13, nu? Aveți grijă acolo la școală, vedeți că fratele Conacu v-a băgat acolo pe shop o reducere într-un back to school la mărciul lui nou, așa, fresh, pentru școală. Da și voi un check acolo, vă las aici site-ul. Ne facem loc prin aglomerație și ne ducem în bootcamp. România, ce să-i faci? Doamne ajută! Nu peste tot e așa, tocmai v-am zis, distrigaz, dacă avem o pălărie, o dădeam jos, cum s-ar zice. Băieți, de nota 100, 1000, s-au mișcat perfect. Dacă au avut ceva nelămuriri, imediat ne-au sunat, le-am trimis imediat tot ce aveau nevoie. Asta, bă, pe parcurs de 1-2 zile după ce am depus, totul s-a întâmplat, adică jos pălăria pentru distigraz. Ei bine, la Enel nu se poate, aparent. Nu știu ce se întâmplă acolo, nu știu care e combinația, dar la Enel nu se poate. Făceam și eu un pic de prac cu băieții. Așa, ăsta e, da? Ia uite. Dă-l mai sus acolo. Ce faci foi acolo? Și mergi cât va pașa noi. Ce zi, mă, bebe de asta? Bă, suntem în formulă completă, facem un pic de prac pe DAS 2 aici cu băieții, învățăm smoke-uri, moly-uri, flash-uri, toate nebunile și avem aici spectatori de seamă. Vineri, a câta zi de bootcamp vineri, suntem? 32 martie. 4? 4 zi de bootcamp, nu, miercuri, a treia zi de bootcamp și în sfârșit în formulă completă suntem toți aici, exersăm frumos, am terminat de făcut duster-ul, am făcut duster-ul, intrăm pe Infernus și după aia overpassus. Ce ești, mă, grasule? A? Te-a bătut conacul până acum sau? Nu? Ce zici, îl bați până la sfârșit? Da, nu l-a bătut până acum, până a bătut. Nu l-a bătut? De ce nu l-ai lăsat, mă, uții pe conacul să-l bată? Cum să nu? Dă-i, aia zic, aia zic. De ce e grasul nu-i bătut conacul? Că așa hotără toți. Tărtanii la masă. Ne-am pus și noi să mâncăm ciorbiță, ciorbiță, grasul. Ce dracu ciorbiță e asta, mă? Am înțeles. Am terminat de mâncat. Bun rău de tot, mamă, deci ciorbica asta, de când m-am mutat în cantonament aici cu băieții, îmi face viața mult mai ușoară, mă, frate. Bun rău de tot ciorbița. Ce-ați făcut, mă? Am dat drumul la grătar? Am dat drumul la foc. Dat drumul la grătar. Bun, mamă, de seara sunt pregătit să ne îmbătăm căcat. Grasule! De la 4 până la 2. Te uiți la căcat și grasul. Facem acum. S-a născut? Bă, facem acum. Moare pe WC. Facem acum execuțiile astea rapid. Intrăm repede la două meciuri, Tast și cu Overpass și de la 6 pauză și intrăm pe la diseară. Cum ce tata Vlad, planul e făcut, sunt gata să-l execut. E un perfect haos organizat aici. Uitați-vă un pic, grasul e pe jos. Am băgat și noi două meciuri băiețușchi, dintre care un... Mamă, ieși în pisică de curc. Ce-a fost ăsta, mă? Au și la asta aici și pisica din cuț. Am băgat și noi... Nu, mă, nu! Am băgat și noi două meciuri... Da, mă, de la albu! Ești boschetare, da, da, plăt? Am băgat și noi două meciuri, un overpass și un DAS 2, dintre care un egal pe DAS 2 și un win pe overpass. Da, lasă că e bine. Care am condus 13-7 și am revin 15-15. Da, corect, am făcut o mare revenire. Ne pregătim și noi de livean, ne întindem un pic să ne relaxăm. Am făcut 14-13 pentru noi. Da, mă, am făcut cam... Nu. Da, ce vrei, dar sens pe planta direct și venea pe site. Am greșit-o eu, puteam să câștigăm, de-aia m-am să plantez în loc să... Băi, erai pe 2, n-are, te puteți oricum să încerci. Aie, bă, coaie, dar l-am pus pentru mine, coaie. Am băut gură, coaie. Cum o gură ai băut? O gură mare. Râs firea al dracu să fii de gras. Uitați-vă un pic. Uitați-vă un pic toată lumea care se uită la vlogul ăsta cum stă degeaba. Bă, nici de pomană nu vi-l dăm că nu le-a ăsta, nici așa. Ăsta săracu bebe, uitați-vă ce muncă bagă săracu. Uitați-vă un pic cât muncește. Nu mai poate de atâta muncă. Tu ce faci? Sus, bebe, băi, și grasul stă. Da, mă, și grasul, uitați-vă la el. Stă și se joacă pe telefon cu aia, uitați. Ia vreau să dau.
Ce vreți, mă, băieți, ne mai și distrăm în bootcamp. Dă-te, mă, ia stai aici. Stai pe loc. Ia zi, mă. Hai, mă, treci la spălat voasele. Hai, că toți ne-am plătit biletul la bootcamp. Tu ce-ai făcut, mă? Toată curățenia în curte, am strâmbat. Haide, mă! Bă, dar mi-ai spart, mă, placa asta când te bagi la somn. Da. Băieți, ne-am pus și mineu aici, după cum vedeți. Uite, mă, place și mineul nostru. Pregătim și noi liveanu aici, băieți. Drunk stream din seara pe canalul Ruconacu. Bine, voi deja l-ați văzut când vedeți daily-ul ăsta. Nu știu dacă o să fim morchiri. Nu știu dacă o să trăim după acest... După acest gras stream, bebe, e, bă, bebe, e cel mai harnic. Ia uitați-vă, da cum. Băi, bebe, ia ce s-aude, mă? Țipă vasele astea de aici, că mă spală grasul. Ia, ia uzi grasule, că țipă vasele după tine. Bă, grasul, dar e ziua ta de spălat vase cu aia. Eu am spălat prima zi, bebe a spălat a doua și a treia. Păi am zis că nu le spăl. Păi nu, dar când le speli cu aia, la bootcamp așa faci? Bă, bune, ne-am luat un angajament, grasule. Am promis toți cu aia. Am promis toți cu aia. Ce ai de spus în apărarea ta? Nimic. Bebe aici. Bebe și aici. Bebe și aici. Bă, dar peste tot ești, mă, să moară Bibi, nu mai scap de tine. Uitați-vă un pic. Ce ești, mă, grasule? Așilor. Ce p***a mea? Facem practic. Ce faci, valiză? Mamă, ia uitați-vă ce e pe masă asta. Aici, 31 de bobințe. Bă, ce-ai făcut aici, mă, bombă electrică? De ce? Am dat drumul la foc cu aia, uite acolo să-mi succes. Ce ziceți, mă, cum a mers meciul ăsta? 3 win-uri. Avem, avem. Win, vedeți win, cum se reflectă? Ia uite cum se reflectă. Ce prost e ca e. Două luzuri în ultimele 2, 4, 6 luni. Avem 2, 15, 15. I-am bătut aici tare 16-1 pe Inferno, am pierdut pe Inferno 16, dar nu am fost în efectiv complet. Asta a fost meciul. Uite, grasul ăsta a jucat bine, a făcut un ace aici, a făcut de 2 aici, 3-3 bucăți. Se zice că de la monitor, dar n-are nicio treabă monitor. A fost. Hai că nu are nicio treabă monitor. N-are nicio treabă, te-am văzut cum ai tras după ăsta în bană. A, acum, păi dacă... Păi de acord ce? Și pe ăla acolo, pe ultimul, când te-ai dus în CT, acum în ultima rondă. Pe ăla ți l-am bătut pe ăla. Păi eram pe cuțit acolo, mi-ai ieșit. Ce zici, mă, bebe? Cum ți se pare așa după 2-3 zile de joacă? Bă, e nice. Nice. Eu n-ai senzația, zic, nu, da, îți place da, cantonament cu băieți. Pregătiri de live streaming, băieți. Avem aici tabla cu programul, boxa, boxă, bebe, bebe, bebe e mereu acolo. Grasul, ce faci, grasule? Da. Ce mișto e șapca asta. Dar și dacă am păr sau n-am păr, mă, am, eu am prea mult păr acum, că am, nu m-am tuns, trebuia să mă duc și asta. De-aia spui șapca, că ai prea mult păr. Da. Ce zici, al mai intri și tu cu noi pe live? Ce faceți, mă, ce-ți, baby, că ești pregătit de livean? Suntem foarte aici pregătiți să intrăm în, în emisie. În emisie ți-ai pus medalie la gât, grasule? Bă, dar tu te joci mereu, mă, constant, da, trebuie să te joci ceva, mă. Da. Tu, Doamne, sfinte, te mistocle. Uță e în pauză, din păcate ele la muncă. Conacu să chinuie să facă aici tot ce trebuie ca să avem un live frumos. Aici o bombă energetică s-ar putea să sărim în aer, nu-i nimic, lăsați un meci mai prost. Ne pregătim în mod eficient de live streaming, drunk stream. Doamne, știu să trăim după asta, oricum trebuie să trag sfârșitul ăsta după de aici. Să vedeți dacă trăim. Un foc aici să-mi dai m***, Valență. Ai dat start? Am dat start, da. Tu ne dăm p*** pe la mama, la uca, la p***. Nu ai pus să legi boxa la calculator? Trec pe tine, dacă l-am pus pe bebe. E bine, mă, ne pregătim. De fapt, am intrat pe live. E intro acum, da. E intro și ne pregătim de nebunie. Bă, dar nu trebuia să vină și Castorul? Ba, da, da, cine știe, bune. Ești în pauză, a? Te doare la Vasile. Chill, mă, calmați-vă, că nu e live de la nebun. Nu e live de la nebun. Ce faci, mă, filmezi vlog în vlog? Ia uite, vlog în vlog. Vlog în vlog. Bă! Bă! Gata, așa. Deci. O să ai de editat. Nu pe masă. Bă, ce p***a, ce era ce era? Bă, 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 bă. Hai să beau și eu cu toți, mai ales cu Conacu, Bebe și preferatul meu, Bogdi, să beau un șat cu toți, super. Bine, galule! La mulți ani, galule! Normal, la 50 de ori, normal că zici bine, galule. E bună, măi, naturală. Galule, la mulți ani, frățiorul, pentru Raluca, te pupăm să rămână la mult. E nebunie, mă, live! Adu-mi șoc un gripul de... Ce mi-a convictat pe chiloze... Ia ce-s, domnule, ce avem aici? Vă pup cea mai șmecheră pizza.
Mamă, cea mai șmecheră. La jumatea live-ului așa, după ce am băut 13 kg de băutură, a venit pițucul ăsta frumoasă. Uitați să ne simțim bine, bă. Aia zic, aia zic. Melodie frumoasă care pot să o ascult pe calculatorul tău. Ce faci, mă? Te-ai pus, mi-ai luat calculatorul prin asalt? Da. Da? Da. Cum ți s-a părut live? Bă, aș mai fi dus, dar a fost absolut perfect. A fost absolut perfect. Bebe, bagă niște pizzacă. După live-ul ăsta trebuie să mănânc. Ai rămas cu medalia asta pe tine, să mor. Am rămas, am luat de medalia Tărtanii. Medalia Tărtanii? Da. Bravo, mă, frate, bravo, bravo. Băiți, am încheiat și noi live-ul. Cam atât pe seara asta. Mergem și noi acasă. Capsulă? Filmezi. Valiză, te rog, e din tot sufletul meu. Două om care e bea, a băut și ar vrea să mai bea. Adu-mi o bea. Bă, du-te, dracu, mă. Și eu uitați-vă. Vorbește frumos, că trebuie să stau să-i votez. Eu nu mai pot, sunt amina cu dum, gata. Asta a fost și daily vlog cu numărul 5, băieți, cu de toate, cu live streaming, cu meciuri, cu bootcamp, cu toate nebunile, cu castorul, cu toți nebunii. Mulțumim mult de tot că a stat alături de noi până la acest moment. Dacă a stat până la acest moment, vreau să scrieți castorul în comentarii acolo frumos, să-l faceți și noi pe castorul faimos. Nu uitați, băieți, de like, share și subscribe. Eu am pus fratele Valiză, vă pup și ne vedem mâine.